Acesta este Andrieș, un băiat de la țară pentru care vatra natală este cel mai frumos loc de pe pământ. Dar nu înțelege de ce s-a rărit pădurea, de ce seacă lacul și râul, de ce s-a răspândit gunoiul. Probabil acum e timpul să afle ce înseamnă o bună guvernare de mediu. Pentru viitorul nostru, pentru copiii noștri, avem datoria să ne consolidăm forțele, să facem un transfer de cunoștințe spre comunitățile locale, să avem un dialog sincer cu autoritățile publice locale și, în sfârșit, să participăm cu toții la luarea deciziilor când e vorba de mediu și sănătate. Acest lucru ne l-am propus să-l demonstrăm prin proiectul pentru o bună guvernare de mediu implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova. Conferințe de presă, emisiuni radio, materiale informative, participare la ateliere de lucru și sesiuni de instruire. Organizațiile neguvernamentale din sudul Moldovei am beneficiat de un atelier de instruire oferit de către Mișcarea Ecologistă din Moldova. Acest atelier a abordat domeniul de monitorizare a mediului, un domeniu foarte timid în Republica Moldova. Cetățenii nu-și văd locul și rolul în participării în acest proces, nu-l înțeleg, iar uneori puterea este speriată de, cel puțin de cuvântul monitorizare sau de participarea cetățenilor în procesul de monitorizare. Este absolut necesar ca cetățenii să fie informați, să semnaleze probleme acolo unde văd, mai ales în domeniul mediului, cu atât mai mult că noi avem un cadru legal foarte permisiv, mai ales că Republica Moldova a aderat și la Convenția de la Aarhus, care lărgește drepturile și posibilitățile cetățenilor de a se implica în procesul decizional din domeniul mediului. Accesul la informație, participare și monitorizare, dialog între autorități și cetățeni. Trebuie cu toți să ne unim eforturile pentru a păstra și a menține acea curățenie de care avem nevoie fiecare. La moment în raionul Ștefan Bodă se implementează proiectul care a fost susținut de Mișcarea Ecologistă, anume prin inițierea unui grup de lucru care pe parcursul activității s-a consolidat prin crearea altor mici grupuri de lucru în localitățile rurale. Astfel, acest grup de lucru intenționează și realizează activități ce țin atât de domeniul mediului, cât și de domeniul pentru îmbunătățirea comunităților locale. În primul rând, aceste grupuri trebuie să aparțină cetățenilor, ei să fie pilonii organizării și funcționării grupurilor de lucru, fiindcă un primar este în slujba cetățeanului, este ales pentru ca să facă tot posibilul ca să îmbunătățească starea de lucruri în localitatea sa și totodată este nevoie de a consolida un parteneriat între administrația publică și cetățean. Buna guvernare de mediu este drumul de suflet pe care trebuie să-l facă omul spre natură. Înseamnă participarea cetățenilor la luarea deciziilor de mediu. Înseamnă comunități locale responsabile pentru mediul înconjurător, pentru râurile mici, pentru pădurile care se află în jurul localităților noastre. Toate s-ar rezolva dacă ne-ar păsa mai mult de natură, dacă am avea o bună guvernare de mediu.